În perioada septembrie 2023-iunie 2024, Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș a derulat două campanii importante pentru combaterea fenomenului de bullying și a traficului și consumului de substanțe ilegale în rândul elevilor din școlile timișene. Astfel, în cadrul campaniei Harta ajutorului care vizează prevenirea comportamentelor neadecvate în rândul elevilor, au fost desfășurate 181 activități preventive. La aceste activități au participat peste 3.000 de elevi din 77 de școli. Scopul campaniei a fost acela de a crește nivelul de siguranță în rândul elevilor din unitățile de învățământ din județul Timiș. De asemenea, în cadrul campaniei Aleg să spun da libertății, care abordează problema traficului și consumului de substanțe interzise în rândul elevilor, au fost desfășurate 166 de activități. În cadrul acestei campanii au participat aproximativ 4000 de elevi și 222 cadre didactice din 63 de școli.